Așadar, dragilor, continuăm activitatea la un alt biostup cu altă problemă. Anume, despre ce e vorba aici. În toată activitatea asta cu apicultura, una din probleme importante e și asta a înmulțirii. Biostupul rezolvă problema gravă, aceea cu lupta naturală împotriva varoa, dar rezolvă și problema înmulțirii. Brevetul meu este pe combaterea varoa și înmulțirea dirijată a familiilor de albine. De la o zi la alta, de la o etapă la alta, tot mai multe facilități spuneam și pentru înmulțire am găsit o idee foarte tare, folosind biostupul. Anume, în compartimentul din spatele stupului, în buzunărel, cum spunem noi, ținem o matcă, una foarte valoroasă, să zic. Am făcut o selecție, cea mai valoroasă matcă, în sensul că e o familie liniștită, productivă, bate foarte bine, adică ouă foarte bine. Toate calitățile performante pe care le urmărim, căutăm să facem selecția oprindu-l la o astfel de matcă. În cele două compartimente din față, ridicăm matca, să spunem, de acolo. Deci o orfanizăm. Și anume, în felul ăsta, acolo se creează momentul de panică, se vrea neapărat să facă rost de o mătcuță, să vadă de unde anume. De regulă, de pe celulele care sunt acolo, ou mai a doua, a treia zi, de pe larvă chiar, să dă drumul la creștere de boci. Și în felul ăsta, dacă creșterea bocilor, spațiile cele mari pe care ți le-am arătat și le văzut din care vor ieși mătcuțe, sunt luate de la un nivel mai înalt, adică din a patra zi, a cincea zi, din aia nu mai este matcă valoroasă, e botcă de salvare, adică avarii, de panică, o luat-o și ele, o transformat-o viitoare albinuță în regină, o rupt trei celule împrejur, o schimbat compoziția hranei, dând numai lăptișor și vor să o transforme în mătcuță. Așa va fi o mătcuță slabă. Dacă însă totul e dirijat și la nivel de ou, se ia de la nivel de ou, atunci lucrurile merg foarte bine. De aceea s-au găsit diverse idei să faci și transvazare de larvă, pentru că creștem până la un anumit moment într-o familie în care nu există matcă, creștem, să spunem, bocile, așa zisea familie pornitoare, practic lăptișorul din matcă care este din familia respectivă, de la doica respectivă care e stabilită, sunt parte pentru început, ele fac un calcul și dau drum la un anumit număr de boci și cresc de acolo, deci un anumit număr, dar pe parcurs își dau seama că rezerva, nevoile cresc din ce în ce mai mult pentru lăptișorul de matcă și atunci dau și ele, am aici o cățelușă cu 5 căței. Au crescut, cer fiecare din ce în ce mai mult. Nevoile sunt mai mari, producția din ce în ce mai scăzută, deci posibilități mai mici. Și atunci apare conflictul ăsta. Și atunci o parte din boți sunt mai puțin hrănite. Unele sunt mai bine hrănite, altele mai puțin. Unele sunt mai mari, altele mai mici. De aceea, după ce au pornit boțile, până la patra zi, a cincea zi, când îți la jumătate, le luăm rama respectiv și o ducem într-un alt spațiu, la așa zisa familie finalizatoare. Deci una pornitoare și alta finalizatoare. Ei bine, am cele două familii în față, una pornitoare, alta finalizatoare, la trei zile trec rama dintr-un compartiment în altul și am rezolvat cea mai tare problemă. Concret, vedem exact aici ce am făcut. Deci, aici în spate, spuneam, că am pornit această activitate și am în spate matca care îmi oferă ouă, să spunem, proaspete tot timpul. Eu o anumită ramă pe care am introdus-o aici, o și vizionăm acum să vedem, e pus, cred că, de vreo 3 zile, ar fi trebuit să fie ouată.
sper să nu fiți obrazi și să mă lăsați, dacă nu viu cu fum la voi. Vă ameninț dacă nu sunteți. Ei, un alt mod de a-ți da seama în ce stadiu se află familia respectivă, spuneam după polen și dacă au început să crească făgurel jos. Iată că au început să crească, că stau înlănțuite și încep să dea drumul la făgurel. Da? Deci este o chestie foarte interesantă. Dar ele și-au împărțit distanța așa fel încât începe făgurelul de aici, începe din colțul ăsta, începe de aici și când se unesc, se întâlnesc perfect și îți încheie făgurelul, am să-ți arăt, nu-ți dai seama unul încheiat. Deci hexagonul ăla e perfect, deși pornit din zone diferite. Cum fac ele măsurătoarea și își dau seama de unde se înceapă celula, creșterea făgurelului ăla, n-am să știu niciodată. Enigmă rămâne o chestie de asta. Deci este o precizie nemaipomenită. Hexagonul ăla are 4,9 mm. Deci este extraordinar de interesant. Și acum, nu fac altceva decât să mă duc și să văd rama aceea pe care am pus-o și care aștept eu să fie deja bătut cu ouă proaspete. Mie îmi trebuie rama aceea, obligatoriu. Asta e o leacă mai agresiv. Vezi? Nu e aceeași mâna mea. Față de celelalte de înainte, asta e un pic mai agresiv. Iată că n-am fost destul de atent cu selecția la cât privește agresivitatea. Așa, asta e rama care am băgat-o eu recent. Pe ea se află și matca, dovadă a faptului că acum au ouă. Deci aici am ouă proaspete, dragilor, da? De câteva zile. Rama asta, despre care știu că am numai ouă proaspete, rama asta o să o duc în spațiu de la pornitoare, de la familia pornitoare. Cred că mi-a rămas acolo. Mi-a rămas cuțitul. Și trebuie să neapărat să o dau jos pe matcă, că vreau să o iau. Și dacă o duc pe matcă dincolo, l-am orfanizat. Aș vrea să filmez matca asta. Spuneam că caut o matcă frumoasă, mare, valoroasă. Care e? Uite, acum să-ți arăt. Uite aici. Degetul meu arată. O vezi? Da. Da? Deci, Albina stă foarte atentă să nu cumva dacă sară imediat pe mine. Am să încerc să o prind. De o aripioară am prins-o. Țineți așa. Aha. Da? Și să-i dau drumul, că se învârte acolo și nu-i teamă să nu rupă aripa. Și am pus-o... Acum, rama asta e cu ouă proaspete. Deci ouăle sunt ca bastonașii, nu știu dacă le-ai putea vedea tu. Ca bastonașii, fine aici, nu se văd. Dar eu știu că rama asta e pusă acum recent. Faptul că am găsit matca aici, sigur le-am și văzut eu. Cu ochelarii puși așa, le-am văzut. Așa că, ce fac cu rama asta? În locul ei aduc o altă ramă pe care să o ouă matca. Deci eu îi ofer o ramă specială de ouat. Așa. Și acum aduc o altă ramă. V-a luat? Poftim? V-a înțepat? Numai una. Deci nu e chiar bun, îmi place. Trebuie să fie fost o ramă din care să mai fie ecluzionat. Deci să fie o ramă care să aibă numai celule de albină și să mai fie ecluzionat.
Hai tu, unde ești? Ia uitați, asta este o ramă din care a ecluzionat în anii din urmă. Și acum eu pun, deci îmi dau seama, caricelula un pic mai maronie. Deci a ecluzionat. De ce știm chestia asta? Pentru că după ce ecluzionează, rămâne cam așa, adică locul unde s-a transformat ea în nimfă până a ajuns la adult. Și albina apucă, e curăț, se propolizează și de aceea sunt groașa pereții. Deci, de aceea e foarte interesant să avem grijă să nu avem faguri negri. Faguri negri înseamnă celulele s-au mișorat. Și atunci albinuța va fi mică. Vedeți? De aceea trebuie să ținem totdeauna fagurii fără să ajungă să fie negre. Oho! Tot e încolo. Am trecut pe acolo, prin spatele ramei, s-a spus că este un pic mai agresiv. Până ramcește. Dar nu renunț eu la tine, că nu-mi place. Față de ce știam eu, tu ești un pic mai agresiv. Să vedeți de ce renunț la... și caut o altă matcă. Nu, eu procedeu vreau să vi-l arăt, dragilor. La ce se folosește biostupul și cum, cât de interesant este. Practic, cutiile nicotin și cu genter sunt, nicot și genter sunt depășite în clipa asta de ideea pe care o am acum cu biostupul folosit pentru creșterea măcilor. Uitați! Da. O ramă este acolo, o rămas aceeași jos, da? O să o pun îndată. Asta este familia pornitoare. În ea, acum 3 zile sau 4 zile, am pus aici o ramă cu ouă proaspete luate din spate. În mod normal, trebuie să fie dat drumul la boci. Ele au fost luate de, la nivel de ou. Nu mai știu exact care o fi rama, dar o descoperim ușor. Păstrează același stil, că e toată albina venită din albina din spate. Că tot am scos așa și atunci să albinuți un pic. Ia uitați, spuneam că asta este un hrănitor, cum stau ele înlănțuite și formează, dau drumul la făgurel, da? Asta trebuie să vedeți. Așa se crește ceara, când stau în lanț, una de alta, prinse. O să o scutur pe asta. Mi-am asumat riscul câte ori ați împături. Dacă n-am fum deloc, locurile sunt mai complicate. Și vedem care rama aceea pe care trebuie să fie tras boci. Deci asta e familia care pornește boțile, da? De aia zic familie pornitoare. Avem destul albină, da? Deci multă doică. E una mea și intrată aici la nas. N-a să fie decât cu nasul umflat. N-a să fie o mare problemă. Uite așa. Deci o să o punem, nu-i rama asta. O să am grijă de acum să o țin la margine ca să nu mai umblu prin familie până dau de ea. Care-i deosebirea? Apropo de familie foarte potolită și alta un pic mai agresivă, da? N-am avut un control, trebuia să fac un pic de fum. Obișnuit cu celălalt cât am, când am lucrat, am lucrat leger. Apropo de selecție, spuneam mai devreme că una dintre calități este agresivitatea.
Se pare că asta nu tocmai, n-am nimerit-o. De fapt, a fost o familie la care mi s-au întâmplat niște accidente. Am văzut că sunt șanse pentru a aplica tehnologia asta a mea, ideea asta care aveam, și mi-am dat drumul, fără o selecție foarte riguroasă. Eu am spus în plan teoretic cum se poate face, însă aici am avut... O petrecică să iau să țin asta. Am avut o situație care s-a evit și am zis, hai să valorific asta. Așadar, ce caut acum? Să ne amintim. Caut rama pe care am introdus-o recent și pe care, acum vreo 3 zile, pe care sper eu că a luat-o în seamă și au și crescut boci. Au dat drumul la boci. Spuneam că n-am fost destul de inspirat și n-am pus-o la margini, să o am la dispoziție ca să nu merg prin tot cuibul să caut. Avem albină destulă, deci doică suficientă cât ar trebui să crească rapid. Numai aici putem să avem, dacă nu a crescut, înseamnă că e o problemă. Cumva comunică cu diafragma celălaltă, ceva se întâmplă, sau o rosă pe undeva, ceva trebuie să fie, trebuie să o analizez în condițiile astea. Deci, în mod normal, repet, trebuie să se fi întâmplat chestia cu creșterea bocilor. Pentru că i-am dat cu ouă proaspete, nu văd de ce să nu fi făcut asta. Analizăm până la cap și a cincea ramă. Că a fost rănitorul, s-o fi pus toma la perete, ce-o fi gândit atunci? N-am gândit, că dacă gândeam, mă puneam la margine. Deci nu are aici. Sunt ultimele celule care, din care ecluzionează albinuța, deși multă doică, capabilă să ne facă lucrarea, să pornească boci, dar nu-l văd, nu e alertat, pentru că i-am dat. Dar de ce nu am pornit? Care era rama pe care trebuia să fi pornit, care am dat-o eu? Mai insistăm un pic. Sper să o descoperim. Nu i-a fi dat-o, am avut intenția să o dau, n-am găsit ceva, nu e clar. Nu mi-e clar. Dar știu că i-am dat și am zis, băi, să nu-l las orfan, că să nu s-apuce de trăsnăi să se besmeticească, cumva. Adică să înceapă albina să ouă. Asta înseamnă că se besmeticește. Deci albinuțele o fac ele pe mătcile. Mai multe albinuțe o fac pe matca. Și zicea, să băi, fetelor, că știu și eu dacă are poveste. De-aia dați-mi voi lăptișor și vezi că mă apuc și eu fac și ouă. Și eu trăsnai cât... Ia uite, domnule, că larvi, o ecluzionat, dar nu a dat drumul la nicio botcă. Mână tărăule. Asta era, am pus-o și eu în margine. Că am gândit corect. Înseamnă că ea comunică cu cealaltă și nu are treabă cu asta. Ba da, o dat câte o botcă, una, două, pe aici, acolo. Dar trebuie să fie mai mare. Iată una aici. Rupe 3 celule și... Asta e început de botcă, da? Asta e început de botcă, alta pe aici. Vreo 2-3 pe aici. E, odată. Deci pornesc... la nivel de ou. Una, două, trei, patru, cinci. Urmai fie și partea cealaltă, că e mult albină. Da. Deci asta e ramă, cum spuneam mai degrabă, mai înainte, pornitoare, da? Că au pornit bocile. Acum, rama asta ar trebui mai lăsată vreo 2-3 zile ca să crească mai multe boci. Și în partea asta e ramă finalizatoare. Hai să vedem ce cu finalizatoarea. Ce-o fi făcut finalizatoarea? Că i-a dat aici bocile pe la jumătate.
O continuat zgata de cluzionare. Care-i povestea? Deci în felul ăsta luăm lăptișorul și din partea asta. Deci și de la al doilea rând. Care-i povestea? Aici. Cred că la margine te-o fi lăsat și eu. Da. Deci am... la finalizatoare. Da, sunt câteva bărci. Dar fiindcă acum am decis să aduc ouă proaspete și acolo abia acum pornește, rama asta cu ouă proaspete o să o băgăm în partea asta, dragilor. Deci o să o băgăm la asta finalizatoare. Ca și cum ar fi începătoare la rândul ei. Pentru chestia asta am să scot o ramă. Să scutur o ramă și să folosesc rama asta. Să-i fac spațiu pentru cea care o aduc cu ouă proaspete. Da, așa scuturăm o ramă. Și în locul ei, iată, curge nectar. Semn că găsește câte ceva pe undeva. Și aduce. Asta e nectarul proaspăt. Bine, să arătăm, să vadă la camere. Ceva care lucește așa. Iar în partea asta e căpăcit. Aici e căpăcit. Și aici este nectarul proaspăt. Faptul că curge, vedem bobițe care au curs acum, este semn că este cules. Deci, cules de întreținere. Și acum, care a fost rama cu ouă? Când am zis eu cu ouă proaspete, mai ții tu minte? Prima ramă care a scos-o. Da? Asta de aici? Care? Aceea am scos-o din, de aici, din față, nu? Uh-huh. Asta este cu larvi din partea cealaltă. Și am zis că va crește. Da, așa este. Ai dreptate. Și acum facem în felul următor. Pasta din spate, care are ouă proaspete, o băgăm în cea care vreau să fie finalizatoarea. Că văd că acolo sunt numai vreo două boci. Și dăm sarcină ca să aibă și el treabă. Să vedem dacă pornește. Dacă nu pornește, ori comunică cu celălalt, ori se întâmplă să ai o mătcuță, că aici a fost o mătcuță care a ecluzionat, dar n-am mai văzut-o la un moment dat și am zis s-o pierdut, s-o fi ieșit, a fost vremea asta, a plouat, la împerechiere, 5 scuse de unii trântori, complicat. Și atunci am lăsat-o, i-am băgat să finalizeze, dar deci două lucruri sunt. Ori nu e tanșietatea perfectă și comunică albina într-o parte în alta și are mesaj cu asta, zice, este matcă aici, care e povestea? E peste gard, e la vecina noastră. Dar avem, este aici, lângă noi. Că nu văd alertată, nu văd plângând, nu văd... De aceea trebuie să mai vedem lada, să o analizez mai atent. Ideea, ca teorie, aici ouă matca, aici se pornesc bocile, se duc până la nivel de jumătate de botcă și pe urmă trecem în partea asta și finalizăm. Se mai poate tăia făgurelul acolo ca să crească bocile frumos, să putem tăia. Cel mai bine ar fi pe hrănitori. Dragilor, pe hrănitori, dacă punem matca sau ouă pe hrănitori și putem să o facem și cu celule de care? Nu celule de albină. Celule de albină, nu celule de trântor, că acolo dacă pui ouă matca în celule de trântor, voi ieși numai mascul și n-ai cum să faci matcă de acolo. Așa că rama asta cu câteva
celule pornite, o punem la locul ei și urmărim să vedem ce se întâmplă. Deci două lucruri am de făcut. Să rezolv problema de anșietății, să nu cumva să fie vreo scăpare pe undeva. Da? Deci problema e anșietății și să vedem dacă are cumva matcă ăsta care nu a finalizat cum trebuie. Că mă așteptam să... Erau mai multe pornite aici. De ce numai două rămas? Nu-i bine. Nu-i în regulă. De fapt, parcă ar fi scăpat două. Pe celelalte, pur și simplu le-au distrus, adică au mâncat conținutul celulei respective. Da? Asta fac. Când nu interesează, le mănânc. Așa, și acum o să mergem la... Luăm rama, spuneam, nu avem voie să lăsăm ramă pe aproape, că se pornește furtișag. De aici au fost boci, le-au ros. A ieșit aceea tânără care spuneam eu și-a dispărut. Și acum, ori era printr-un col și n-am văzut-o eu, nu în regulă cu finalizatoarea. De ce? Uite cum au fost bocile și le-au ros. Da? Deci așa trebuie să vedem. Ne mutăm la o altă familie, unde știam că am o matcă schimb liniștit, și asta vorbește înseamnă schimb liniștit, și să vedem acolo dacă matca mai este, dacă o construi boci, în ce stadiu sunt bocile acelea de schimb liniștit. Și pe urmă o să mai facem încă o lucrare importantă, pe care vreau iarăși să vă prezint. Anume, cum descongestionez din cele trei familii, luând o ladă de-a mea, un biostup pe care îl am și pe care trebuie să îl folosesc pentru chestia asta, pentru a descongestiona. Haideți să vedem exact. Aici este. Ne-am oprit la familia asta de aici. În compartimentul ăsta aveam o matcă care a decis împreună cu familia, a făcut un consiliu de familie și a spus, știi ce, vezi tu, nu prea corespunzi, abia te miști, uite că mai faci câte un ou pe aici pe acolo, nu e în regulă. Și a spus, băi, dacă îmbătrânii, dacă vezi, asta e situația, bine, hai să facem așa. Uite, noi construim niște boți și niște spații de astea speciale, tu vii și depui o ușor aici și o să o pară o soră de-a ta și împreună vă veți înțelege și lucrați acolo împreună. Zici ce făcut. Și atunci se apucă așa, fac astea, dau drumul și ea ușor, ușor îi va da comanda. Când sora, când fica ei se va întoarce de la împerechiat, vine și continuă activitatea lângă mamă. Mamă și fică stau împreună. Nu totdeauna se reușește chestia asta. Că sunt situații când o cheamă în parlament, parlamentul familiei și pe matcă și spune, vezi, așa, nu vreau, nu mă interesează. Și ăstea fac, dau drumul, o păcălesc acolo, în sfârșit rup trei celule dintr-o celulă de... Și ea când descoperă că e păcălită, vine și roade. Am făcut filmare de asta, am prins-o când rodea. Spectacol. Vedeți în filmulețe acelea din 2012. Când eram acolo la Bujoreni. Acum vom intra să vedem ce se întâmplă cu mătcuța de aici. Dacă a mai crescut boci, dacă lucrurile merg în sensul acela în care au decis ele, albinuțile, împreună cu ea, în înțelegere cu ea. Eu trebuie să mă dau pe partea asta ca să pot lucra. Dacă poți să te schimbi tu un pic ca poziție. Da, niște boci frumoase. Iată.
Astea sunt boțile din care vor apărea. Va apare o fică de aici. O și ecluzionat. Ia uite că a ieșit de aici. Auie, spar căpăcelul acum recent. Upeasa o rosă. Asta care a ieșit, înseamnă că trebuie să o vedem. Ar trebui să... Și astea sunt degeaba aici. Atenție că pe astea le roade la fel pățește. Ca asta. Asta care iese prima, se năpustește asupra celorlalte și prima treabă care o face în roade botca. Și dacă o rosă este o luptă incorrectă, pentru că asta încă n-a ecluzionat. Uneori se întâmplă să ecluzioneze mai multe odată când la roiere. Dar astea de aici trebuie urgent, urgent scoase și salvate. Da? Și băgate la altele care nu au mătcuți încă. Am una care e o problemă. Aș vrea să o găsesc pe asta care ești acum. Trebuie să fie pe interior. Cu... Mai țineți așa. Iată și aici o botcă frumoasă. Care va avea aceea soartă. Dacă în seara asta, acum, în clipa asta, nu viu și o iau, să o iau pe asta, are soarta celor, cele din partea cealaltă și a tuturor celorlalte. Unde ești tu, fetiță? Vreau să te văd. O fi pe altă ramă. La direct stă pe rama unde are de lucru. Adică unde sunt boțile gata de ecluzionare. Pe asta o interesează, să scape de rivale. Că numai ea trebuie să fie cea care să fie sigur și după ce termine toate rivalele, atunci iese la zbor din perechere. Altfel, nu o discut. Da. Continuăm să cercetăm. Deci asta a fost semnalul că ea, asta tânără, există. Să vedem dacă bătrâna există. Ar trebui să găsim larvi, ouă, ca să fim siguri că există și bătrâna. Am să încerc să o descopăr eu și până arătăm și la cameră. Pe asta tânără. Sau și pe bătrână. Deocamdată rama a doua îmi spune că bătrâna nu prea există. Că nu văd larve, nu văd două proaspete. Tu ai văzut masculi vreodată, trântorii? Uite, ți arăt eu acum. Uite, ăsta e masculul. Un mascul. Uite-o. Ăsta. Hai bă, uite. Țin-ți-l așa. Îl țin și mai mult. Da? Asta e mascul. Nu, nu da. Perecherea se face numai în aer. Deci trebuie să matca iese... ei stau la șeptic sau pe frunze, se duc așa, sau pe poieni frumos, așa. Și matca îi caută. Și atunci când trece prin zona lor, îi alertează și un grup de masculi se iau după ea, se formează ca o cometă și ea leargă și ea leargă și face o selecție între masculi. Dacă cumva are șansă să prindă și un mic de apă, se duce așa, în picaj. Și ei nu, boșorogii ăștia care sunt vai de capul lor cu așa, care sunt betegi, care sunt bătrâni, care nu mai pot frâna și ineac. Cei care sunt tineri, întorc după ea, în scurt. Așa. Și abia cu masculii cei mai viguroși, cu aceia se împerechează. Deci, e treabă, e lucrare grozavă. Acum, după împerechere, masculul moare. Și ea adună în spermatică, și adună sperma de la împerechere, iar în momentul în care începe să ouă, uite ce frumoasă, nu fii de ochi, botcă, gata de ecluzionare. Deci asta umblă pe aici undeva, mă. Ia să o văd, ecluzionată recent.
Unde ești tu, Derbedaică? Uite, alte două băci frumoase. Știi ce resti în alte? O botcă iarăși frumoasă, care așteaptă să ecluzioneze. Uite, vezi? Ia uite-te aici. E coaptă, e maronie la capăt. Gata, gata să ecluzioneze. Dacă vine asta acum și o miroase, imediat o roade. Și eu o pierd. Eu te-am găsit-o pe Derbedaică. Asta e matca ecluzionată. Uite-o. Asta face rău. Uite de aici. E mai mică, că e abia e pufalete, nu e împerecheată, nu. De degetul meu o prinde. Tu o vezi că este un pic... E ca o albină, o leacă mai mare. Uite că am prins. Mai departe, țineți lângă... În galbine? A, așa. Ia. Asta e matcă. Am prins-o de o aripă. S-a spus eu să rupie. Asta roade pe toate celelalte. Ai prins-o? Prins-o? Pe asta încă am scos-o, am găsit-o. O să duc să o pun într-un loc unde știam că nu am... Știi unde? Acolo unde am făcut noi buzunărelul acela, ți-mi amintești tu că am făcut un... și nu aveam mat, că trebuie să se boci, dar pe asta am ecluzionată. O duc acum acolo, imediat, și dau drumul. Dar până una alta, parcă mai am aici un spațiu, unde am o problemă. Cu un buzunărel de ăsta. A, uite aici o aveam. Pusesem un bot cât schimb liniștit aici și o rosă. Și acum o dau drumul pe asta, să vedem ce-i face. Uite așa. Uite așa, dă-i drumul aici. O de regulă omoară, de regulă. Da, dacă nu ieși din boțile ei, are sentimentul că a apărut de undeva, o ieși dintr-o botcă. Să zicem, da, de regulă omoară. Cum aveam boți acolo, mă las pe mâna lor. Deci aici nu sunt în panică, pentru că mai am cel puțin una. Nu una, mai multe chiar. Și aici am un grup... De două, am pe cea frumoasă pe partea aia. Deci nu sunt, chiar dacă omoară, omoară. Iată-o aici, pe cea frumoasă. Cea frumoasă care a înțepat-o. Dar pe asta a înțepat-o? Parcă nu a înțepat-o aici. Nu a descoperit. Acum a alergat după ea. Da? Este aici. Coaptă, cum spuneam. Tot o matcă frumoasă. După mărimea boții ne dăm seama. Dar continuăm să vedem unde e mama. Că trebuie să fie mama. Iar se retrage pe o ramă, stă acolo și câte, mai pune câte un ou pe aici, pe acolo. Deocamdată nu văd niciun ou. Și mama cred că nu mai este. Ce s-o fi întâmplat, o fi căzut, am atins-o eu, am omorât-o cumva, nu-mi dau seama, cert este că mama nu mai este. Mai avem o singură ramă și dacă n-am văzut-o până aici, nu cred că mai este. Găsim de multe ori măcile astea care ajung la... Din schimb, liniștit, sunt cele mai valoroase. Fac niște boci frumoase, niște... Da, și sunt pe centru, de regulă, pe centru ramei. Și nu cresc mai multe decât atât cât cred ele că au forță, au putere ca număr de boci.
4, 5 bot și atât. Iată, concluzia e clară. Nu mai este mama aici. Am omorât-o eu. O fi omorât albinile, nu-mi dau seama. Ultima dată când am văzut-o, când erau boțile în formare, era. Că de acolo a apărut, a fost ouă proaspete. Adică din înțelegerea respectivă a apărut. Acum văd că nu mai văd, nu mai există. Am rezolvat și această problemă. V-am vorbit ce înseamnă schimb liniștit de matcă. Acum o să încerc să fac o transvazare, dar aș vrea să cercetez mai întâi să văd eu care este cea mai aglomerată familie. Cea mai aglomerată familie ar trebui să fie după albina care stă la rampa de zbor. Și să văd aici fiind rece, nu-i prea mult albine, dar sper să găsesc într-un loc anume. Cât să facem schimbul la familia care e mai puternică, care are nevoie.